Există un nume în lotul României, Ianis Hagi, de care, în cazul căruia umblăm cu mănuși, ca și în cazul de Nazar sau în cazul lui Cristiano Ronaldo. Adică sunt două, este un nume atât de sonor la scara fotbalului nostru, pe cum cele două de care am pomenit, încât el, el își găsește un loc acolo și probabil chiar și pe teren își va găsi un loc, chiar dacă sunt niște semne de întrebare în privința felului în care se mișcă el în acest moment pe teren. E adevărat că el vine după un sezon foarte greu, dar eu cred că pentru meciurile bune pe care le-a făcut până la accidentare, el merită această convocare, mai ales că, cum să spun, noi nu suntem în situația portughezilor și a belgenilor. Adică, tu ai dat acolo niște nume mari care erau mai bune decât marile nume, da? La noi, încă valoarea e. Este una care se caută, vorba lui Cornel dinu. E o echipă națională care cerne, care încearcă. Și atunci cred că Ianis merită să fie în această discuție. El nu e genul de jucător însă care să forceze. Pe de altă parte, eu cred că numele despre care trebuie să discutăm și care se potrivește mai bine, cred eu, acestei paralele este Domnul Chiricheș. Care e capitanul echipei naționale și care nu joacă, deși este convocat, deși este chemat, deși i s a oferit toate șansele. Chiriche și eu spun că e o problemă, pentru că în el s-au pus speranțe și mai ales în acest statut al lui de lider al echipei naționale. Ianis nu e un lider al echipei naționale, nu este jucătorul care să strângă în continuare. Uh, vestiarul. Are... te uiți în uh, pauzele publicitare ale televiziunilor, e, el numele este un lui. Lider ale... e numele lui acolo, e numele tatălui, e numele uh, lui, el este un, un personaj dincolo de teren, grație uh, ascendenței pe care o are, grație talentului pe care l-a arătat. Totuși, să nu uităm că el uh, e la o echipă importantă din, uh, din fotbalul european. Și mai e ceva. Cred că e vorba și de statutul lui uman. Ianis Hagi e un tip plăcut, e un tip șarmant, e un tip care vorbește bine. Și eu aș face o reclamă mai degrabă cu Ianis Hagi decât cu Andrei Ivan, de pildă. Nu știu cum să